Brățara valorilor Resurse educaționale pentru clasa 5-a la disciplina, consiliere și dezvoltare personală Astăzi te invit să-ți imaginezi cum arată brățara valorilor tale. E important să ne cunoaștem valorile pe care le purtăm mereu cu noi. Ce sunt valorile? Valorile sunt lucrurile importante pentru tine, ele reprezintă prioritățile tale legate de modul în care să-ți petreci timpul. Ele te determină să te comporți într-un anumit fel, te motivează să faci anumite lucruri, te sprijină în luarea deciziilor. Valorile provin din relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru, cu familia sau cu alte persoane. Analizând câteva personaje din povești și desene animate cunoscute de tine. Să ne gândim care sunt valorile acestora. De exemplu, în povestea Albă ca zăpada, piticii ne învață cât de important este să fim prieteni. Albă ca zăpada este condusă de valori precum grija față de ceilalți și hărnicia. Cenușăreasa este un exemplu de bunătate și modestie, iar pentru prințul acesteia, una dintre valorile majore este iubirea. Scufița roșie este sinceră. Doctorița Plușica consideră că sănătatea este valoarea cea mai importantă. Cocoșul din punguța cu doi bani este ghidat de curaj și ambiție. Cei trei purceluși ne transmit în povestea lor că este foarte importantă perseverența. Cu siguranță cunoști și tu un personaj din povești sau din desene animate care îți place, pe care îl apreciezi pentru calitățile și valorile lui. Notează în caiet numele personajului și valorile pe care le-ai identificat la acesta. Care dintre aceste valori le deții și tu? Dintre noi ne dorim ca lista valorilor noastre să fie bogată, să fim ghidați de lucruri importante. Cum putem să ne dezvoltăm lista valorilor personale? O sugestie ar fi prin stabilirea unui set de promisiuni cu privire la lucrurile importante pentru noi. De exemplu, pentru a-ți dezvolta recunoștința ca valoare personală, poți să le arăți celor din jur aprecierea ta, să fii mulțumit cu ceea ce ai și să ai grijă de lucrurile personale. Pentru sinceritate, poți promite că vei spune întotdeauna ceea ce crezi. Vei respecta părerile celorlalți și vei fi responsabil pentru propriile acțiuni. Pentru onestitate, vei spune adevărul, nu vei trișa și vei recunoaște atunci când greșești. Generozitatea, ca valoare personală, o poți dezvolta împărțind cu alții ceea ce ai, dăruindu-le celorlalți din timpul și priceperea ta, și să apreciezi binele pe care îl observi la ceilalți. Observând aceste exemple, notează ce promisiuni ai putea face pentru a-ți dezvolta dreptatea ca valoare personală. Dar pentru prietenie. Dacă ai apreciat la cineva o anumită valoare și ți se părea greu să-ți o formezi, eu cred că acest exercițiu, prin care să-ți stabilești o listă de promisiuni pe care să le respecti legate de respectiva valoare, te poate ajuta foarte mult. Astfel, vei reuși să adaugi din ce în ce mai multe valori unei brățări personale. Ce reprezintă pentru tine o brățară? O bijuterie? Un accesoriu? Ceva valoros? Un obiect oarecare pe care îl putem purta la mână? Un lucru cu o anumită semnificație? Răspunsurile fiecăruia sunt în funcție de brățara la care ne referim. Unii dintre noi acordăm o anumită semnificație unei brățări pe care o avem, fie că ne place foarte mult, am primit-o cadou, ne-am cumpărat-o cu o anumită ocazie sau dintr-un anumit loc, sau pentru că este un obiect scump sau valoros. Dacă ne gândim la o brățară Pandora, care este o brățară circulară la care poți adăuga tot felul de elemente pentru a o îmbogăți, a o dezvolta și care capătă astfel o semnificație importantă pentru tine, care ar fi valorile tale pe care le-ai înșira pe o astfel de brățară. Gândește-te la valorile, adică la lucrurile importante pentru tine în prezent, de exemplu, familia, sănătatea, școala, rezultatele la învățătură, prietenii, curiozitatea, banii, învățarea, telefonul, sinceritatea, ambiția, competiția, curajul, încrederea, siguranța. Ce ai așezat pe brățara ta? Desenează în caiet o brățară Apoi personalizează-o, adăugându-i elemente pe care să notezi propriile tale valori, adică lucrurile importante pentru tine, cele care te ghidează. Bineînțeles că poți să notezi și altele decât cele pe care le-am numit eu. În timp ce desenezi, îți reamintesc că fiecare persoană are un set de valori. Acestea se formează și se schimbă odată cu evoluția noastră. Astfel, unele valori e posibil să le eliminăm și adăugăm altele pe parcursul dezvoltării noastre. La final, te rog să prezinți colegilor brățara ta. Identifică dacă ai valori comune cu aceștia. Care sunt aceste valori? Cunoașterea valorilor ne ajută să ne conducem către rezultatele dorite. Așadar, amintește-ți zilnic de brățara valorilor tale.